La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova a transmis cererea de aderare la Consiliul Uniunii Europene pe 3 martie, iar la o săptămână a primit chestionarul cu privire la cererea de aderare. Autoritățile de la Kiev, Tbilisi și Chișinău au depus cererile oficiale de aderare la Uniunea Europeană la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia din Ucraina. Despre vectorul geopolitic și lupta pentru viitorul Republicii Moldova discutăm la acest sfârșit de săptămână. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă. Ce urmează după depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Chestionarul Comisiei Europene include 369 de întrebări. Ministerul de Externe a vorbit despre cei 10 pași care trebuie să-i facă țara. Vicepremierul, șeful diplomației Nicu Popescu, a declarat că va urma o perioadă de muncă intensă, că instituțiile sunt pregătite pentru a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp și că în acest proces vor fi implicate nu numai autoritățile, ci și societatea civilă, pentru că aderarea la Uniunea Europeană, așa cum spune Nicu Popescu, reprezintă un proiect de țară care vizează viitorul fiecărui cetățean. Europa Liberă a făcut un popas la Fălești și a întrebat la întâmplare localnicii cum văd ei viitorul țării lor. Odată cu semnarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, s-a făcut un pas și cred că un pas sigur urmează să se facă și a doilea. De acum depinde de conducerea țării, cât de capabilă va fi. Este un drum foarte greu. De ce greu? Greu, fiindcă aderarea nu se face într-un an, doi. Noi ne uităm la țara vecină România, care timp de 7 ani e treptat în niște etape. Dar asta ar trebui să sperie autoritățile și cetățenii că e o sarcină grea? Nu, nu. Este o responsabilitate mare pentru întreaga țară, pentru conducere. Dar aceasta este voința politică a celor care guvernează sau este și vrerea cetățenilor Republicii Moldova? Asta e greu de spus. Dar vrerea conducerii este și vrerea poporului, deoarece conducerea a fost aleasă de popor. Geopolitica mereu a arătat că în Republica Moldova sunt viziuni pro-occidentale, pro-europene, dar și viziuni pro-estice. Da, și sunt și neutri care stau și așteaptă. Ce e de făcut? De mers înainte. Dacă ai făcut un pas, neapărat să-l faci a doilea. Mergem înainte, o să vedem. Nu avem a pierde nimic. Sunt alte 27 de țări care deja sunt membri a Uniunii Europene și noi studiem experiența lor. Cu atât mai mult nu o să ne fie mai ușor că mergem pe un drum deja bătătorit de alții. Dar există și o problemă de 30 de ani, nu e rezolvată chestiunea transnistreană. Parțial depindem și de acest conflict, deoarece noi avem Transnistria care balansează spre Rusia și cei din Uniunea Europeană vor ca să aibă o țară vecină, o țară stabilă și atunci și investitorii vor veni în Moldova și se va crea locuri de muncă, se va dezvolta și mai mult infrastructura, căci avem mult de lucru. Ca Moldova să ajungă în UE, trebuie să-și facă tema pe acasă care include foarte multe reforme. Desigur. Lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei. Cei ce și-a asumat actuala guvernare trebuie să o ducă la bun sfârșit. Dacă nu o duce la bun sfârșit, sunt probleme majore. Și dacă le rezolvă, atunci ei vor sta pe calul balană și în următorii 4 ani. Dar cetățenii sunt gata să accepte și niște sacrificii? Omul neinformat e ușor de manipulat. Cu cetățenii trebuie de lucrat în plan informațional. Căci foarte mulți, în deosebi cei din spațiul rural, nu prea sunt informați. Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în o specie la Fălești. Și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum vedeți dumneavoastră ziua de Republicii Moldova, eu îl văd doar cu Europa, doar cu Maia Sandu. De atâta pentru că Europa, noi avem un viitor, că noi suntem foarte rămași în urmă de Europa și încă nu știm a gândi și a ne ceri drepturile. Dacă câștigă Ucraina, eu cred că ei ne apără și pe noi, chiar și apără și tot globul pământesc. Asta e. Și dacă învinge Rusia?
învinge Rusia, ne mănâncă cănii și păduchii. În primul rând, nivelul de trai a Rusiei foarte, foarte scăzut. Noi, fiind o țară liberă, Moldova, timp de 30 de ani, am făcut un pas, cu toate că am avut guvernare coruptă, dar am făcut un pas înainte, fiindcă am fost la lucru în Europa, am fost în Italia. Am văzut cum trăiește lumea acolo, am văzut prețurile de acolo, am văzut șoselele de acolo, infrastructura de acolo și ce mi-a plăcut foarte mult și pretind ca țara noastră să trăiască numai rău și vreau să spun un mulțumesc că avem o guvernare și Maia Sandu, cu o femeie atât de bravo, pentru că ei ne duce înainte. Și aș vrea să mai spun cu lenta asta a Sfântului Gheorghe, păi nu are nimic cu războiul din 1941-45. Ce s-a legat moldovanul nostru de lenta aceea, mai ales domnul Voronin, domnul Dodon? Oameni buni, noi suntem Moldova noastră, noi avem tricolorul. Să ne punem tricolorul și ala să-l portăm în piept. Noi să ne mândrim cu țara noastră, nu domnul Voronin, domnul Dodon, târâi țara în urmă și atâta defăimează guvernul ăsta și lumea la noi, vă spun cinstit, e foarte rătăcită. Nu avem informații în sate. Desigur, li s-a luat amuiană, cum spune Treuca, la toți corupții și amuiană fac gălăgie la toate colțurile, fără să-și dea omul de rând seama unii duc ea, că îi duc înapoi. S-a furat miliard, oameni buni, dar lumea îl susțin pișor pentru banca de tușoncă și pentru un kilogram de greci, că asta e o prostie și ei mai mari prostie. Viitorul Republicii Moldova depinde și de soluționarea problemei transnistrene? Cred că da, pentru că noi suntem aceeași țară, atâta că oamenii de acolo nu-și chiar dau seama ce vor. Nu-și dau seama că Rusia e o țară înapoiată, nu-și dau seama că Europa merge mult mai înainte ca noi. Astea. Dar cum ar trebui să se dezvolte relațiile Republicii Moldova pe viitor și cu Ucraina, și cu Rusia, și cu Occident? Noi ca țări vecine te străim foarte bine cu toți. Că amuiană Moldova suntem o țară neutră, asta e foarte bine, dar nu te să pierdem relațiile nici cu Rusia, nici cu Ucraina. Când în Rusia se duc merele noastre, ceva din producția noastră, și gazul din Rusia. De Ucraina tot depinde mult, pentru că produsele lactate sunt din Ucraina, crupile în magazine, peste locul e scris Ucraina. Moldova noastră tot poate produce, că avem niște pământuri extraordinar de bogate și de mănoasă. Dar această polarizare a societății, pentru că unii se gândesc că Moldovei ar fi mai bine cu vestul și alții cu estul, și viziunile politicienilor sunt diferite. Sunt diferite pentru că acel care a fost la lucru în Rusia și-a făcut bani și-a venit acasă și-a construit o casă și-a cumpărat o mașină, el își vede viața cu Rusia. Acel care a fost în Europa și-a văzut cum trăiesc de bine lumea acolo, își dorește viața în pas cu Europa. Noi puteți face o comparație? Cât timp i-ar trebui Republicii Moldova să ajungă la cele standarde din Uniunea Europeană, pentru că ați lucrat acolo? Desigur că avem foarte mult de muncit ca să ajungem ca în Europa. În primul rând, guvernarea noastră are de muncit și noi trebuie să-i susținem pe dânșic. Eu socot așa, persoanele care sunt corupte ar trebui arestate și trase la răspundere, confiscat averea și depunit o lege, așa. Tu-ai furat și stă toată viața la pușcării, ca cu banii și atunci nu te mai poți folosi. Dar la noi și de un an, doi, ori 7 ani și el iese și îi liber și pe urmă trăiește bine mersi ori în Anglia, ori în Franța, ori undeva la malul Mării a Oceanului. Dar dacă ar fi primit lege, ai furat, confiscat tot și așez la pușcărie omului și lucrează acolo la tăiet cotileț la Cricova și adă folos statului, întoarce cei ce-ai furat. Vorbim astăzi despre viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți dumneavoastră? De cine depinde ziua de mâine a țării? Depinde de populația din țara noastră, fiindcă numai noi putem să construim un viitor mai bun și tot noi putem să-l facem mai urât. Tot depinde numai de cetățenii Republicii Moldova. Dar cetățenii nu sunt uniți. Asta spun majoritatea chiar dintre cei cu care discut aici la Fălești. Da, mulți spun că nu sunt uniți. Eu aș zice din contră. Suntem uniți. Depinde de lideri, de liderii care ne conduc, liderii care conduc primăriile, liderii care conduc raioanele, țara și așa mai departe. Eu aș zice că suntem uniți. Viziunile totuși sunt diferite, mai ales când e vorba despre vectorul politicii externe, pentru că unii văd viitorul mai aproape de vest, alții mai aproape de est. Da, chiar am și eu prieteni care au diferite viziuni, dar când ne întâlnim, rog toți prietenii de la începutul discuției ca să ne stimăm opinia fiecăruia și până la urmă să învingă stima și prietenia. S-a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. E pregătită Republica Moldova să facă parte din acest club european? Da, este pregătită. Dacă nu era la guvernare un partid care ține majoritatea în Parlament, poate nu era așa bine pregătit cum este pregătit acum, care avem majoritatea în Parlament. Și evident că lumea a votat pentru un partid care e pro-european, cu viziuni pro-europene,
cred că suntem pregătiți. Dacă am fost pregătiți prin vot, cred că suntem pregătiți și prin alte acțiuni. Credeți că pentru Republica Moldova contează cine va ieși învingător în acest război ruso-ucrainean și ce se întâmplă cu viitorul țării dacă învinge Ucraina sau dacă învinge Rusia? Dacă învinge Rusia, cred că și noi vom fi, cum se numește limba rusă, oblasti, sub ciubota Rusiei și vom miri și noi sub sancțiunile care le admirită cu Marușa. Așa că trebuie să ne rugăm ca să fie pace, să retragă trupele, nu numai din Ucraina, dar trupele din toate țările foste Uniunii Sovietice. Georgia, în Moldova, are trupe, trebuie să retragă trupele, fiindcă pământul au mult destul să dezvolte adânci în țara lor. Problema transnistriană are șansă să fie soluționată? Da, problema transnistriană are șansă să fie soluționată și mai repede decât ni se pare nouă. Adică? O bună parte din toată populația care locuiesc în regiunea transnistriană au pașapoarte și moldovenești și o bună parte au și românești și cred că mai mult sunt pentru cei ca să aplaneze conflictul din Transnistria. Ați spus ce se întâmplă cu Republica Moldova dacă învinge Rusia în acest război cu Ucraina, dar dacă Ucraina iese biruitoare, atunci soarta Republicii Moldova e mult diferită? Da, sigur, este mult diferită, fiindcă nu va ieși Ucraina învingătoare, va ieși toată lumea civilizată învingătoare dacă învinge Ucraina. Vom fi mai ușor să aderăm la familia Uniunii Europene. Suntem aici la Felești, unde tocmai a fost valizate mormintele eroilor români. Aveți o explicație de ce s-a întâmplat acest lucru? Clar, loc evident în legătură cu războiul din Ucraina și cred că sunt unii provocatori. Provocatori poate să fie și din dreapta și din stânga, chiar nu am idee cine o putut să facă, dar cred că poliția cred că o să identifice și o să-i amendeze și o să-i cunoaștem toți. Până acum am mai fost vandalizate câteva monumente în oraș, la cimitire, dar poliția îi prindeau, dar acum cred că dacă o să identifice o să fie publicați răufăcători. O dispută și în Parlamentul Republicii Moldova și în societate referitor la această panglică oranj-negru. Vă este clar de ce această dispută? Dacă vorbim despre religie, despre creștinism, da, este într-adevăr așa sfânt, Sfântul Gheorghe. Și problema este cea mai mare că niște soldați în uniform verzi denigrează imaginea Sfântului Gheorghe și aseroșile deja ne împart în două tabere, care este pentru panglică, care este fără panglică, dar până la urmă e principalul și purtăm în suflet. Ce vă doriți cel mai mult acum? Îmi doresc să fie pace pe pământ, să fie pace în regiunea noastră, să ne dezvoltăm țara împreună, cot la cot, că numai cum acum am dat dovadă de solidaritate în criza cu războiul din Ucraina, cred că putem să dăm solidaritate și în alte crize financiare, economice, ca să ne unim ideile, cugeturile toți împreună și dezvoltăm țara asta. Oleac, vrem mai să dezvoltăm, că eu deja îmbătrânesc și fac grijă la pensie cum o să fie. V-ați gândit vreodată să abandonați Republica Moldova, să vă găsiți o altă țară adoptivă unde să mergeți, să vă câștigați bucata de pâine? Chiar și am fost. Psihotare, am fost în Marea Britanie, am lucrat. M-am întors înapoi, mi-a prins bine că am fost acolo, într-adevăr că am văzut altă cultură și viziunile chiar de puțin le-a schimbat. Cât timp îi trebuie Feleștului și Republicii Moldova să ajungă la cele standarde din Occident? Haideți să fiu optimist. 10 ani, cel puțin 10 ani. Dar iarăși depinde de mentalitate, dar mentalitatea depinde de câți bani vom investi în învățământ. Părerea mea, trebuie să investim cât mai mulți bani în învățământ, în cultură și atunci să vom schimba lucrurile văzând cu ochii. Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție la Felești și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum vedeți viitorul și cum ați vrea să fie Republica Moldova peste 5, peste 10 ani? Trăim bine, să avem tăcere, să ne ajung pensiile, să aibă lume de lucru, tineretul este. Ia că noi ce-am vrea, dar vedem că nică nu mergem spre bine. Dar cum vă explicați că atât de greu se schimbă lucrurile în bine? Conducerea, așa ne conduc, ghiligine. Dar ce ar trebui să facă ei și nu fac? Locuri de lucru pentru tineret, să nu se ducă tineretul din țară, că a rămas numai și ei în vârstă. Câți bani ar trebui să aibă un cetățean al Republicii Moldova ca să considere că viața lui e una decentă? Măcar 10.000 să aibă, da. Cel de la pensie, dar este ea după cum așa tot se schimbă și tot scumpește, eu înțeleg măcar 30.000 să aibă o familie tânără, poate i-ar ține acasă. Dar de ce nu sunt bani în buget? Vă puneți întrebarea. Că nu sunt locuri de lucru, nu vin nici în buget, de unde să vii, că nici noi. O să șibă întreprinderile, cum a lucrat înainte, mari zăvodă, sac zăvodă, el s-a distrus tot. Dar cetățenii suniți? Nu. Partidele astea, cui trebuiesc atâtea partide acolo? Dar știți câte partide sunt? Nici nu le știm, dar știm că sunt multe. Câte? Vreo 45, 30. 70, dar noi s-o cotim cu 40. E clar, lucru că e business cu partide. Și de unde ăștia partide? De unde iau ei bani? De unde? Dar pentru dumneavoastră contează Moldova mai aproape de Est sau de Vest? Mai aproape de Rusia sau de Uniunea Europeană? Când am fost cu ruși,
era mai normal. Poate nu aveam atâta cum vreau am o tineretul este, dar era mai normal, lumea era mai liniștită, lumea era... aveau de lucru, sculau dimineața, dar mă iau unde să duc. Să duc prin baruri și prin nevoși, la ăștia le dă bani, dar pentru om și al care muncește, nu-i dă nimic. Când ziceți că înainte era mai bine, sunteți nostalgică, erați și mai tânără? Eram și mai tânără, e clar, dar avem puteri, putem să lucrăm. Dar Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, înțelegeți ce înseamnă acest drum și ce avantaje sunt de pe urma apropierii de UE? Și să vă spun, lumea acolo tot muncește și muncește tare și tot obișnuiți și al din noi. Și așa că vă spun eu și înțeleg eu de acolo care și cum. Ce vă doriți cel mai mult acum? Pace în țară, să nu știi ce s-a întâmplat în Ucraina, să nu vii la noi, dar de-am... pe care și-a lăsat întreba, tot spun că suntem, cu frică și cu tot, că are chip să înceapă și la noi ceva, cu NATO lor și cu America lor și cu tot grămadă. Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție la fel și întrebăm cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți? Unirea cu România, asta e viitorul. Dar în cât timp se înfăptuiește unirea? Când o să le fie mintea la tăți deputați la cap. Dar până una alta, Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. În timpul apropiat, cred că nu se va întâmpla. Acum au dat perspectivă. Bruxelles-ul a spus că Ucraina, dacă, Georgia dacă, și Republica Moldova... Dacă se alătură Ucraina, înseamnă că se alătură și Moldova de Uniunea Europeană. Dar mai degrabă văd o unire cu România. Mai repede să fie integrarea în Uniunea Europeană. Asta e scăparea, dar... Dumneavoastră știți foarte bine, sunteți tânăr, societatea moldavă este dezbinată. Unul vede viitorul mai aproape de est, altul mai aproape de vest. Așa este, în două fronturi împărțite la noi Moldova. Ei, da, cred că pe viitor totuși o să le vie mintea și la ceilalți. De ce e dezbinarea asta? Cine și cum a scindat societatea? Trebuie să le reducă la 2-3 partide și o să fie mai regulă. Tinerii, în general, ce fac? Și pregătesc valizele și iau drumul străinătății. De ce nu rămân acasă? Că nu-i perspectivă în Republica Moldova. Dar dumneavoastră, iată, v-am surprins aici, la piață sunteți. Suntem la piață, că așa ne-au luat vremurile, dar... Tineretul după universități mai degrabă pleacă după hotare. Dar în ce condiții ar rămâne acești tineri aici acasă? Un salariu mai decent și cred că o să rămâie. Un salariu decent înseamnă cât? Păi cât fac ei după hotare? De la 1000 de euro în sus? Și dacă ar fi acest salariu de 20.000 de lei acasă, ar rămâne toți? Ar reveni cei plecați? 20.000 să fie un salariu, cred că ar rămâne. Să vii niște investiții străine. Credeți că viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va fi învingător în acest război ruso-ucrainean? Eu cred că învingător totuși o să fie Ucraina. De atâta că Rusia nu s-a așteptat la așa ceva. Eu crezut că să vii cu pâine și sare să întâlnească ca în Crimea. Dar aici e un popor s-a unit și bravo lor. Zelenski e un patriot și bravo lui. Nu s-a gândit nimic că un actor așa ceva poate să facă. Dar Putin? Cred că e o greșeală de la Putin în secolul 21 să faci așa un masacru într-un popor care slavoni sunt foarte apropiate și nu știu ce l-a împins, dar cred că el singur s-a dezamăgit în tot ce a făcut în armata asta a lui. Pe dânsul, cum spune, l-a chidănit a lui. Timp de 20 de ani au fost făcute investiții în armata rusă și cred că la un moment dat o trebuie să vadă investițiile astea și poate să aducă. Dar banii cred că s-au furat și trebuie undeva de spălat toți banii ăștia și cred că hotărât aluia să-l împingă la un masacru de ăsta. Și nu s-o primit în Siria, hai aici în Ucraina să facem un dezastru, banii să spele, dar cred că până la urmă să descopere. Mai târziu am să aflăm, știu, 10-20 de ani, am să aflăm ce a fost în Ucraina. Dar și Republica Moldova are o problemă nesoluționată, dosarul transnistrean. Credeți că acum, după 30 de ani de la izbucnirea acelui conflict armat de la Nistru, apare șansa identificării unei soluții durabile pentru criza transnistreană? Eu cred că acum și domnul Krasnoselski tot vrea să vadă în care parte să o apuce. Că dacă învinge Ucraina, el o să fie blocat din toate punctele. Și eu nu cred că chiar și soldații care sunt aici, cum spune, miratvorcii sile care au mai rămas aici, eu nu cred că ei o să înceapă ceva să facă, că deja care sau
însurat aici, și-a făcut familie la 80 de kilometri de mare și îi văd. Putin trimite copiii și ei în Ucraina. Pentru ce? Pentru că s-a apri miliardele lor. Dar eu vă întrebam, va fi posibilitate să fie rezolvată problema transnistreană? Și ce statut ar merita această regiune? Cel mai bun statut se le dă că la Găgăuzia, autonomie în componența Republicii Moldova, cel mai bine ar fi să nu se dezlege un conflict mai mare. Și ce vă doriți cel mai mult acum? Pace. Pace pe pământ. În secolul 21, alături la 200 de kilometri aici de hotar, să auză așa bubuituri, e strașnic, e foarte strașnic. Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am făcut un popas aici, la fel e, și întrebăm cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Viitorul? Pentru tineret, că noi suntem la o vârstă, dar pentru tineret sperăm numai spre bine, ca mamă, ca bunică, ca străbunică, sperăm un viitor frumos să aibă toți. Cine toții face acest viitor frumos? Toți care am trecut prin viață mai mult, totuși depinde mult de noi, al de mine. Dar societatea e dezbinată. Societatea dezbinată e o problemă, cum au crescut copiii 7 ani de acasă, așa vreau să spun, merg și înainte, cu educația. Totuși trebuie să strângem atenția mult, mult la tineretul de azi, noi, părinții, noi, bunii. Dar cine a contribuit la scindarea societății? Prea mult politica, prea mulți politicieni, prea mult interes și prea mult îi vrem. Trebuie să vrem poate mai puțin, în primul rând, ca creștini. Să ne mai gândim și la alte lucruri, să ne uităm în cer, în sus, la cele sfinte. Și nu numai să ne rugăm, dar și să-i mulțumim Domnului de ceea ce ne dă. Dar viitorul Republicii Moldova depinde și de ceea ce se întâmplă acum în regiune, de acest război ruso-ucrainean și de cine va ieși învingător în acest război? Învingători trebuie să fim toți. Eu sunt pentru pace. Pace vrem nu numai eu, vrem toată lumea, vrem să fie pace. Dar sperăm totuși spre asta, să mergem spre o pace, să fim cum am fost poate cândva, că eram toți cu credință mare, mare, bine, mare. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, își dorește refacerea Uniunii Sovietice. Trebuie să insiste. Eu una sunt pentru Republica noastră să fim aparte noi stăpâni, fiindcă noi merităm. Eu știu ce m-ați întrebat, dar vreau să spun că totuși noi, Republica noastră, noi moldovenii, suntem oameni harnici, muncitori și trebuie să ne stăruim să facem totuși în țara noastră și avem de făcut. Dar sunteți nostalgică după Uniunea Sovietică? Nu prea. Nu. Sunt mai mult pentru independența noastră. Dar acum se decide dacă Moldova va fi mai aproape de Est sau mai aproape de Vest? Aș spune că totuși mai aproape să fim de Uniunea Europeană, așa am vrut să spun, da. Asta e viitorul, așa văd viitorul. Care sunt beneficiile? Care sunt avantajele? La Italia am lucrat, 10 ani am fost și acolo. Și ce ați văzut acolo? Ceea ce mi-a plăcut la dânșii, că o țară prosperă cu mult, diferența este mare. Și de ce acolo se dar poate și aici nu? Totul depinde de noi, oamenii, de noi moldoveni. Și vă întrebam, de ce mai aproape de UE? Să avem libertatea noastră, democrația noastră, să avem totul la nostru. Să nu depindem de nimeni. Dar Făleștiul și Republica Moldova, de peste 5, de peste 10 ani, se va deosebi mult de Făleștiul de azi și Republica Moldova din 2022? Eu gândesc că da. Sunt alții după noi. Sperăm, cu o speranță mare, că sunt copii, sunt nepoții, sunt ei care or să judece altfel și să făurească altceva. Valentina Ursu, Europa Liberă. Am ajuns aici, la Felești, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă astăzi țara lor și dacă viitorul țării depinde de ceea ce se întâmplă în regiune. Războiul în Ucraina, e sigur că mult afectează și Republica Moldova. În primul rând, sunt vecinii noștri. Într-a doilea rând, țara agresivă, Rusia, ține armata 14 pe teritoriul Republicii Moldova, în mod ilegal, și nu se știe încotro și care sunt planurile Rusiei. Deci Republica Moldova, ca țară vecină cu țara unde merge război, este în pericol. Ce s-ar întâmpla dacă câștigă Rusia acest război cu Ucraina? Ce soartă ar avea Republica Moldova? Ucraina nu va pierde războiul, fiindcă îi cunosc pe ucrainieni. I-am văzut în 2014, m-am întâlnit cu cei care au luptat și am înțeles că acesta popor nu poate fi biruit. Atunci când s-a anexat Crimeea? Când s-a fost anexat Crimeea, după aceea când au fost luptele în Donbas, eu am trecut prin Ucraina, am văzut că este un popor unit în caz de ceva, de luptă, ei se unesc și nu vor ceda în fața Rusiei. Dar eu vă întrebam, eventual, dacă câștigă Rusia acest război, ce viitor va avea Republica Moldova? Suntem toți și o lucruță mai aproape de Uniunea Europeană și sperăm, poate, cât mai curând să aderăm. Unirea e cam mai departe, dar măcar dacă am devenit membri Uniunii Europene, măcar candidați, putem să fim sub scutul european.
Dar acest lucru va dura în timp. Cetățenii știu că e nevoie ca autoritățile statului să facă tema de acasă. Tema nu e ușoară. Sunt lecții grele pentru că trebuie reforme. Reformele trebuie să aibă impact asupra vieții cetățenilor. Da, dar cunoaștem poziția Uniunii Europene în legătură cu acest război, poate printr-o metodă mai simplificată. Ucraina, Georgia și Moldova poate mai degrabă să devină membri Uniunii Europene, adică candidați. Republica Moldova cu sau fără Transnistria? E sigur, Transnistria este o problemă. Este armata 14, legal staționează armata Rusiei pe teritoriul Transnistriei. Dar Transnistria este pierdută. Deoarece staționează acolo armata 14 și știm acolo populația de pe teritoriul Transnistriei că este așa mai pro-rusă. Deci probabil ar trebui fără Transnistria de integrat urgent în Uniunea Europeană. Să ridicăm nivelul de trai și singur Transnistria să vrei ei să se unească cu Moldova. Numai așa se vede. Dar cum vă închipuiți Transnistria să rămână dacă Ucraina va fi acceptată și Republica Moldova să fie țări candidate la UE? Cum vă închipuiți că Transnistria rămâne o insuliție separată? Da. Transnistria poate să rămâne și o insulă separată, unde nivelul de trai desigur că va scădea, mai ales amuia dacă ei se țin de Rusie, dar în Rusie economia deja va fi pusă la pământ. Și în cazul acesta sperăm ca populația din Transnistria să-și schimbe viziunea. Și viitorul Republicii Moldova, dacă iese învingătoare Ucraina, e altul decât dacă câștigă Rusia acest război? Dacă Ucraina, dar nu dacă, dar eu vreau să spun că precis că Ucraina va birui acest război și sperăm că Ucraina se va restabili viața în Ucraina undeva 5-10 ani. Și atunci împreună cu Moldova, Ucraina și inclusiv și Transnistria va fi nevoită să adere la Uniunea Europeană și atunci se va schimba situația. Dar forțele politice din Republica Moldova au viziuni diferite și societatea e divizată. Cum se consolidează o societate când unii se uită spre vest și alții spre est? Zilele acestea am ascultat un interviu cu ex-președintele Ucrainei Poroșenko, care s-a expus așa. Din prima zi de război, m-am apropiat de Zelenski și am făcut așa declarații. Uităm ce a fost, avem un singur dușman, ne unim forțele să luptăm împotriva Rusiei. Și la noi s-au găsit așa politicieni cu așa declarație. A zis că îngropăm toporul războiului, ne unim toți împreună guvernului, avem un singur dușman. Iată așa politicieni ustimez. Dar alții politicieni care încă vor să mai iasă cu panglica aceasta Sfântului Gheorghe la sărbătoare. Deci consider că trebuie să fie legislația să fie și mai dură. Legislația care a fost schimbată și interzis panglica Sfântul Gheorghe și aceste semne ZCV. Deci eu consider că trebuie să fie introdusă și în codul penal, nu numai în codul administrativ, răspundere. Și să fim o leacă mai duri, fiindcă este coloana a cincea a Rusiei, care în orice timp poate să schimbe lucrurile. Ideea consolidării societății acum care e? Republica Moldova și moldovenii sau populația din Moldova o leacă diferă de populația din Ucraina. E greu de consolidat, mai ales că sunt foarte mulți care sunt forțele pro-Rusie și de consolidat populația din Republica Moldova e foarte greu. Ce vă doriți cel mai mult? Pace. Pace la tot poporul și moldovean și din Ucraina și pace și la cei din Rusia. Fiindcă nu sunt vinovați oameni de rând din Rusia, ca au așa o conducere dictatorială, care astăzi Rusia îi aruncă 10 de ani în urmă. Da, acest război rus-ucrainean schimbă o rânduirea mondială? Poate schimba o rânduirea mondială? Nu cred că va schimba tare rânduirea mondială. Va schimba trânarea Uniunii Europene față de aceste, poate, iată, câteva republici care au rămas în urmă după anii 90 și atunci, consolidându-le, sperăm la un trai și o viață mai bună. Dar cetățenii Republicii Moldova înțeleg care sunt avantajele de pe urma apropierii țărilor de UE? Cetățenii Republicii Moldova, nu ca cetățenii din Rusia, aș spune, dar pe jumătate sunt zombați. Aceleași zombare merge mai ales la canalele este de televiziune, care încă mai sunt la noi în Republica Moldova, canalele pro-ruse și agenții secreți care mai lucrează la noi în Republică și asta este problema Republicii Moldova. Trebuie să ne debarasăm de ei. Cum? Asta depinde de guvern. Opinii despre Moldova între Est și Vest adunate în Fălești.
Chestionarul pe care l-au primit Republica Moldova și Georgia alături de Ucraina, prima țară care a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, arată că există o decizie politică a Bruxellesului de a oferi acestor trei țări din parteneriatul estic șansa de a deveni candidate la aderare, o perspectivă care nu exista până la invazia Federației Rusie în Ucraina. Politicianul liberal Ion Cebanu, consilier în Consiliul Municipal Chișinău, crede că Ucraina are un rol decisiv în viitorul din această regiune, unde de pe 24 februarie Rusia a declanșat un război nedrept. Ucraina după 2014 au mâncat într-un fel pâinea care a mâncat-o noi în 92 și de atunci națiunea asta a arătat o demnitate, cred că surprinsă și pentru Putin. Și asta este bine. Noi până la urmă suntem în spatele frontului și cu cât mai mare rezistența ucrainenilor împotriva Rusiei și când te uiți că poporul rus susține, mă rog, în sondajele pe care le putem noi vedea, ce a mai rămas din societatea lor civilă, îți pui mare întrebare, dar cum poporul ăsta care l-a dat pe Dostoievski, care a dat marea cultură, marea literatură, marele balet, cum susține el uciderea fratricidă? Până la urmă cele două popoare sunt foarte apropiate ca și culturi. De exemplu, Bulgakov, a cui este? Și putem continua cu foarte multe exemple. Ambele țări sunt slavone, ambele țări sunt absolut creștini ortodoxe, au atâtea în comun că nu prea îți dai seama ce le deosebește. Iată că îi deosebește. Totuși, ucrainenii sunt mai aproape de civilizația europeană și asta ne bucură și asta într-un fel ne salvează. Câte națiuni din Europa, Doamne ferește, dacă s-ar fi pomenit în situația lor, s-ar fi manifestat la fel? În ce măsură afectează Republica Moldova și mai ales dacă acest război ruso-ucrainean decide viitorul Republicii Moldova? Absolut, absolut. Una din consecințe, vedeți, deschiderea pentru integrarea europeană deja a primit cererea noastră de aderare. Lucru greu abia începe, dar oricum este un mesaj de deschidere pentru Republica Moldova în sensul ăsta. Trebuie să ne manifestăm și noi atitudinea de solidaritate cu poporul ucrainean. Știți, doamna Valentina, când aud să luptăm pentru pace. Bun, una e să lupți pentru pace la Moscova și Peterburg, oficialii care au declarat război. Noi trebuie să condamnăm, cred că, cei care au declanșat prostia asta. Pe parcursul celor 30 de ani de independență s-a spus că Moldova a oscilat între est și vest și că guvernările multe care s-au perindat la putere au spus că vițelul blând poate mânca lapte de la două mame. Din asta ne-a dus nici încolo, nici încoace și asta este cel mai grav. Exemplul nostru trebuie să fie Balticii, care au luat o atitudine și o direcție foarte clară înspre integrarea europeană încă din anii 90, cu reforme, cu tot ce înseamnă direcția pentru civilizație și acum au reușit într-un fel să influențeze politica la nivel european. Să vorbim despre această pendulare între răsărit și Occident. Credeți că se va găsi un consens ca această vrere politică de astăzi să devină un deziderat și un drum ireversibil pentru Republica Moldova? Provocări vor fi permanent și trebuie să fim atenți la chestiunile respective. Eu am foarte multe ce să le reproșez actualei guvernări, guvernului în ansamblu, dar nu trebuie să uităm de o chestiune. Suntem în spatele frontului. Trebuie să ne menținem aici pacea, liniștea și direcția pro-europeană și să-i taxăm dacă cumva deraiază anume de la chestiunile respective. Ori tot ce înseamnă la ora actuală perturbații la nivel politic înseamnă de fapt politica Kremlinului în zona respectivă și asta nu este de admis. În ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte, pendularea noastră dintr-o parte în alta, de exemplu atunci când în 2001 a venit guvernarea comunistă, au spus că vor să integreze în Uniunea Vamală. Rusia, Belarusia. Exact. Ei, au venit, au încercat ei nu știu ce, dar până la urmă n-au realizat chestiunea asta. După ce a fost semnat acordul de asociere a Uniunii Europene cu Republica Moldova, la fel socialiștii dădeau mesaje că oricum nu se lasă de Rusia, vor anula, n-au făcut-o nici ei. Eu bănuiesc că nici de data aceasta, chiar dacă au mesaje anti-europene clare, chiar dacă ei într-o țară civilizată, mesajele lor, acțiunile lor ar trebui taxate chiar de justiție, nu cred că într-o eventuală aderare se vor împotrivi, mai ales că deja balanța economică a Republicii Moldova înclină înspre Uniunea Europeană, nu mai este înspre răsărit. Cea mai mare parte a populației noastre este deja în țările
Uniunii Europene. Deci, într-un fel, și asta dovedește că nu prea au ei putere de izbândă. Plus, ceea ce vedem noi la ora actuală în Rusia, Putin a făcut o mare greșeală. A descoperit armata, marea armată sovietică, care este de carton în fond. Cum poți să mai aperi interesele Rusiei? Eu înțeleg că există propagandă, eu înțeleg că poți pui macaroane pe urechi încă la moldoveni, poate foarte mult, dar ea nu ține pe mult timp, pentru că oricum de acolo vine sărăcie. Se vede clar. Dar politicienii cu viziuni pro-Rusia sunt și în Parlament, sunt și în Consiliul Municipal Chișinău, sunt și extraparlamentare și au bazin electoral. În momentul când, Doamne ferește, ăștia, să zicem, ajung la putere și or să aibă de ales înspre est sau înspre vest, nu or să poată altceva decât să facă, decât să continue direcția europeană. Din punct de vedere economic, lăsăm la o parte factorul politic, pur și simplu. Nu or să reușească să-și ducă mesajele lor sociale la bun sfârșit dacă or să se dezică de Uniunea Europeană. De ce Dodon, când a avut puterea, nu s-a dezis de acordul de asociere cu Uniunea Europeană? Da, el poate a stagnat, da, el nu a mers mai departe, dar nu a fost anulat. Dar dumneavoastră credeți că Rusia, după războiul cu Ucraina, va privi altfel la Republica Moldova? Adică se va împăca cu gândul că drumul Republicii Moldova este spre UE? Să vedem ce mai rămâne din Rusia. Eu cred că toată arhitectura europeană va fi modificată după războiul ăsta. Vedem că deja germanii, spre exemplu, s-au dezis total de Nord Stream 2. Este o chestiune foarte importantă. Germania, care este motorul Uniunii Europene și care primea gaz în condiții facilitare de la ruși, practic se dezic de gazul rusesc la ora actuală, masiv. Cam aceeași atitudine are Macron, care va câștiga turul 2, asta este aproape sigur. Celelalte țări la fel. Deci Rusia va avea o mare problemă în ceea ce privește economia, pentru că cu cât tărăgânează o eventuală pace cu statul ucrainean, cu atât criza economică în Rusia se adâncește. Nu știm niciodată cu ce se va termina, dar din istorie putem să ne dăm seama. Chestiunea asta cu Hrușov, când a fost trimis la pensie, ce a știut poporul sovietic despre asta? Nikita Sergeevici a plecat la pensie. Punct. Eu nu exclud că mâine pui mâine apare o știre, Putin a plecat la pensie. De obicei, mișcările care se întâmplă la Kremlin n-au cum să știe, ele sunt în afara. Da, vreau o opinie a dumneavoastră și referitor la dosarul transnistrian, pentru că și de acest dosar depinde viitorul european al Republicii Moldova. Și întrebarea, Republica Moldova în UE, cu sau fără Transnistria? Există modelul Ciprului. Dar aceste precedente nu sunt salutate de toate cele 27 de țări membre ale UE. Nu știm la ora actuală care este opinia tuturor celor 27 după războiul din Ucraina. Lumea se schimbă. Doi, chiar și Transnistria nu s-a dezis de acordul de asociere și beneficiază de facilitățile pe care le are acordul de liber schimb. Plus, deja Transnistria pare mai mult nu o regiune separatistă, dar un fel de conglomerat de interese economice care stă foarte bine cumva în afara legilor, în afara regulilor de joc ale democrației și le place așa. Acum depinde de noi, depinde de ce se va schimba după, depinde și de puterea Rusiei de influență pe care o va mai putea să o mențină în zona respectivă. Deocamdată, iată, 52 de zile de război ne demonstrează că Transnistria, mai marii care controlează zona respectivă, au menținut liniștea respectivă. Și asta spune că cei din Transnistria, cei care conduc cu regiunea, au interese mai mult economice decât să facă tot felul de jocuri pe care Putin probabil le are în cap. Eu bănuiesc că nici cei de la Moscova, cei de la Kremlin nu sunt entuziasmați de ce a început Putin. Dar dumneavoastră admiteți că, așa cum se gândește în mare parte la Chișinău, se va gândi și la Bălți, și la Comrat, și la Tiraspol, în spirit european? Mai greu. Este adevărat, dar nici noi nu o să aderăm la Uniunea Europeană mâine poi mâine. Unele destabilizări, cel puțin tentative, pot să aibă loc. De aceea trebuie să fim foarte atenți. Lucrurile trebuie gestionate cu maximă prudență în chestiunea asta. Dumneavoastră a spus că va fi o cale mai lungă pentru ca Republica Moldova să ajungă în Uniunea Europeană. Gheața s-a spart oricum. Acest lucru trebuie să sperie sau trebuie să încurajeze atât autoritățile cât și cetățenii? Prin asta au trecut toate statele care au aderat, inclusiv polonezi, România, Bulgarii, toți au trecut prin chestiunea asta când se deschid tot felul de dosare pe ecologie, pe agricultură, pe drumuri, pe infrastructură, pe justiție și fiecare dosar se negociază, adică se impun anumite reforme, anumite standarde, dar odată cu ele vin și anumiți bani.
fonduri. Necesare. Absolut. Inclusiv în administrația locală trebuie să vină, dar trebuie să facem și anumite reforme. Care ar fi cele mai importante reforme și dacă iarăși e pregătită societatea să facă un sacrificiu? Pentru că în țările unde a pătruns prosperitatea, cetățenii au făcut sacrificii. Așa este. Aici societatea civilă trebuie să aibă o atitudine lămuritoare pentru lume, prin care oamenii să înțeleagă, să vadă că asta este unica cale. Pe de altă parte, cel puțin în administrația locală, noi trebuie să asigurăm o autonomie financiară, în primul rând, a administrațiilor locale. Eu nu vreau să văd primarii care sunt aleși de oameni cu mâna întinsă la raion sau cu mâna întinsă la guvern, oricare ar fi acesta, nu contează coloratura politică. Pe de altă parte, un raion cu 10 sate, cu 11 sate, care are nici 100.000 de locuitori în total, ce viitor? Dintre care trebuie să mai gândim că o parte sunt plecați și aici trebuie lucrat. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare. Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.